Capricornii nu vor fi în cea mai bună formă, tocmai de aceea vor fi lipsiți de umor. Leii, în schimb, vor deborda de energie. Toate predicțiile astrale vin acum de la Andreea Juiță. Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii din Zodia Berbec nu vor renunța la zâmbet astăzi, chiar dacă se vor lovi și de situații tensionate. Taurii vor avea parte de ceva tensiuni în familie, iar nervii lor cu greu vor putea fi stăpâniți. Calmul este cheia spre rezolvarea problemelor. Geminii se vor concentra profund pe activitățile profesionale și nu vor lăsa niciun lucru nepus la punct. Racii se vor bucura de liniște, toate vor fi în grafic și nimic nu le va da bătăi de cap. Lei sunt bine dispuși, o veste referitoare la o călătorie cu familie îi va face să fie zâmbitori. Fecioarele se vor bucura de o zi excelentă, toate le vor merge astăzi ca la carte. Cei născuți în zodia Balanță vor avea multe reușite în plan social, este posibil să se aleagă cu noi contracte bănoase. Scorpionii își propun să realizeze mult prea multe lucruri, ar fi indicată o selecție a activităților pentru a avea și reușite. Săgetătorii vor fi mai tăcuți, vor prefera să se concentreze pe proiecte personale și din acest motiv vor socializa mai puțin. Capricornii nu prea știu de glumă, așa că dacă vreți să aveți o zi liniștită, ar fi spre binele tuturor să nu vă încurcați cu ei. Vărsătorii sunt puși pe fapte mari, se vor ocupa de definitivarea unui proiect personal foarte important pentru ei. Peștii nu se vor dezice de premisiuni, chiar dacă nu le va fi deloc ușor să-și ducă misiunea la îndeplinire. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o duminică frumoasă!